Ești o persoană deschisă, prietenoasă și nobilă, înzestrată cu optimism și dragoste pentru distracție. Te străduiești să transmiți adevărul oamenilor și, prin urmare, onestitatea este principalul aspect al existenței tale. Sinceră, cu natura sublimă, nu tolerezi nici măcar minciunile nevinovate. Chiar vrei să ajut oamenii, dar nu te deranjează să atragi atenția asupra ta. Tu ești o reflectare precisă a stării sufletului uman. Tu poți avea trăsăturile caracteristice ale secolului tău, stilul, filozofia, punctele forte și punctele slabe. În acest caz nu ai o idee specială despre abilitățile tale unice și, de asemenea, nu ești interesată de comentarii despre acest subiect. Dar la fel de bine poți fi o femeie care expune neajunsurile lumii sale, fie în cercul tău privat, fie în societate în ansamblu. Poți ocupa posturi publice cheie și joci aproape întotdeauna rolul de lider sau profesor, nu neapărat instructor formal, dar poate ca profesor spiritual care instruiește pe ceilalți prin propriul exemplu. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: dezvoltare versatilă, onestitate, regularitate, atractivitate, talent. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul îi este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Ești plină de idei, persistentă, cu scop și credință în succes. Ești moderat emoțională, sensibilă. Iubești și știi să comunici. Aceste lucruri îți permite să dobândești legături sociale valoroase. Ești caracterizată de o anumită detașare emoțională de ceea ce se întâmplă. Această calitate conferă personalității tale o invulnerabilitate imaginară. Tu nu ești foarte interesată sau ești chiar dezinteresantă să controlezi complet, să domini pe alții. Cu toate acestea, în mod paradoxal, ești în afara competiției în domeniul tău de activitate și, prin urmare, poți fi considerată lider. Tu ești un analist al mediului, înțelegi de obicei importanța umorului în transmiterea gândurilor tale și, prin urmare, aspectul stupid, ironic sau incomod al vieții sociale umane nu se poate ascunde niciodată de privirea ta pătrunzătoare. Fiind o oglindă pentru oameni, familia ta, prieteni, colegi, public, tu permiți celorlalți să se vadă pe ei înșiși cum sunt cu adevărat. Uneori, pentru a atrage atenția sau a-ți demonstra punctul de vedere, folosești de bunăvoie exagerarea sau chiar grotescul. Mulți pot reacționa la lipsa ta de respect cu entuziasm, râs sau, invers, cu dezgust, dar toată lumea constată inevitabil că ai exprimat ceva profund.
Dacă nu ești un comentator, ci oglinda stării sufletului uman, nu știi să-ți ascunzi adevăratele sentimente. Nu-ți poți ascunde cu adevărat greșelile sau problemele, care mai devreme sau mai târziu vor fi evidențiate ca într-o oglindă. Dar, întrucât încercările tale în această direcție sunt destul de evidente, acestea reflectă cel mai exact ceea ce experimentează alții. Astfel, tu nu numai că câștigi simpatie celor care se pun în locul tău, dar provoci și admirație sinceră pentru cei care încearcă să găsească un răspuns la orice întrebare din partea ta. Deși îți poate lipsi încrederea în tine, totuși ții pasul cu vremurile. Ești dominată de prejudecățile pe care obiectul dragostei tale ți le repetă ca fiind cele mai bune sau mai rele trăsături. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești caldă, sinceră, deschisă, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 14 august soarta ta? Fie nu ai o idee despre abilitățile tale, le negi unicitatea. Fie vrei să descoperi defectele acestei lumii imperfecte. Ai o inteligență ridicată. De asemenea, natura te-a înzestrat cu carismă și farmec. Ești înzestrată cu darul de a influența pe ceilalți. Trebuie să înveți cum să-ți folosești abilitățile în beneficiul altora. Ai o minte analitică rară, pe care o îmbunătățești constant. Adesea, tu trebuie să-ți asumi rolul de judecător, să împaci părțile în război. Tu abordezi aceste lucruri creativ, știi să-ți alegi cuvintele potrivite, să glumești. Tu vezi și recunoști greșelile tale. În același timp, tu nu cazi în deznădejde, ci o tratezi cu ironie. Natura ta este polivalentă. Datorită acestui fapt, obții succes, te bucuri de autoritate în rândul persoanelor apropiate și colegilor. Ești capabilă să obții o poziție înaltă, pur și simplu tai concurența. În același timp, toată lumea este mulțumită, nu este jignită și nu este invidioasă. Tu nu calci niciodată peste alții pentru a obține o poziție înaltă. Poți elimina conflictele, poți găsi un limbaj comun cu toată lumea. Tu cauți să atingi înălțimii din cauza propriei nesiguranțe, trebuie să arăți de ce ești capabilă. Cercul tău social include pe cei care îți pot fi utili. Tu cauți să înveți ceva de la ei, să câștigi experiență. În același timp, crezi că tu însăți ești demnă de a fi un model. Trebuie să trăiești în armonie cu tine însăți. Impulsurile tale emoționale sunt vizibile pentru alții, de multe ori nu funcționează în favoarea ta. Trebuie să-ți asculți sentimentele, să scapi de negativ. Pentru o percepție holistică a personalității tale, ar trebui să dezvolți o anumită strategie de comportament care să te prezinte într-o lumină mai bună. Tu ai un bun simț al umorului? Folosește această calitate pentru a-ți transmite gândurile. Prietenii te apreciază pentru că îți dezvolui adevărata față. Exprimându-ți punctul de vedere, poți exagera. Cei din jurul tău găsesc un sens profund în acest fapt. Este dificil pentru tine să-ți ascunzi sentimentele și emoțiile. Tu spui întotdeauna adevărul, ești deschisă în comunicare. Oamenii din jurul tău observă greșelile tale, deoarece nu ești capabilă să le ascunzi. Ești un bun tovarăș. Vei ajuta întotdeauna un prieten dacă are probleme. Adesea devii o veste de protecție, asculți cu răbdare tot ce ține de problemele rudelor și prietenilor. În același timp, poți oferi sfaturi practice, sugerezi o soluție la problemă. Pentru viața de familie, alegi oamenii ca tine însăți. Aceasta contribuie la stabilitatea familiei și a căsătoriei. Ești un părinte bun și grijuliu. Dragoste și compatibilitate. Ești un partener blând, iubitor, dar poți intra rapid într-o relație romantică și o poți termina la fel de repede. Rară ori îți recunoști inconstanța asociată cu o anumită teamă de intimitate. Dacă reușești să faci față unei dispoziții volatile, vei alege o persoană care îți împărtășește interesele,
care poate deveni nu numai un iubit, ci și un prieten. Ești romantică. Nu ești timidă în a-ți exprima sentimentele. În familie, ești exigentă cu toată lumea, inclusiv pentru tine însăți. De la un partener, aștepți fidelitate, devotament și de la copii, succes în școală, sport și hobby-uri. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești o persoană bună, veselă, entuziastă, ești protejată de Mercur. Planeta îți oferă abilități comunicative. De asemenea, îți oferă multe oportunități pentru îmbunătățirea de sine, dezvoltarea inteligenței și a memoriei. Ești curioasă, întreprinzătoare. Conștiința ta este flexibilă. Absorbi informații precum un burete, le analizezi rapid și ulterior le folosești eficient pentru a-ți atinge obiectivele. Punctele slabe ale personalității tale sunt rebeliunea, tendința de a exagera semnificația evenimentelor. De asemenea, poți fi nerăbdătoare, neliniștită. Acest lucru împiedică atingerea obiectivelor, adesea dăunând unei cariere. Confortabil, te simți în rolul unei persoane publice, ca profesor. Fie te vei supune filozofiei, fie creativității. Sănătate și boli. Tu ai grijă de sănătatea ta, dar, în același timp, nu-ți place să mergi la medici. Automedicația, în special abuzul de medicamente, duce adesea la consecințe negative. Ar trebui să profiți la maximum de înțelegerea ta despre timp și natura umană pentru a alege o cale de viață sănătoasă pentru tine însăți. Problemele cu inima și sistemul circulator, care apar adesea dintr-o dietă dezechilibrată, tutun sau consum de droguri, pot fi depășite cu ajutorul unui medic bun sau un vindecător tradițional. Afectate mai pot fi tractul gastrointestinal și ficatul. Pentru a menține sănătatea timp de mai mulți ani, ești sfătuită să renunți la automedicație. O soluție rațională este să urmezi un regim alimentar adecvat. Activitatea fizică moderată nu va fi deprisos. Mersul pe jos, joggingul, aerobicul și notul sunt exerciții bune pentru început. Un apetit sănătos trebuie menținut în intervalul normal, cu predominanță de grâu integral, cu excepția cazurilor de alergii, porumb sau orez încolțit, consum limitat de carne și produse lactate și un conținut crescut de legume proaspete de casă. Soarta și norocul universul ți-a dăruit o personalitate strălucitoare. Ai un farmec aparte, darul persoasiunii, elocvenței. Dacă talentele date la naștere și trăsăturile de personalitate sunt direcționate către dezvoltarea spiritualității, dacă îți vei crea propria viață, păstrând poruncile lui Dumnezeu, atunci calea ta va fi presărată cu trandafir și prosperitate. Succesul va fi normalitatea vieții tale. Și dacă mândria va pune stăpânire pe tine, iar tu, neglijând de legile morale, vei semăna răul, provocând de dezastre oamenilor, viața ta va fi fără bucurie. Sfaturi pentru tine. Astrele te sfătuiesc să faci apel la ajutor, la raționalism, responsabilitate și bună credință. Aplică vastele tale cunoștințe psihologice în propria viață, întoarce oglinda asupra ta.
Monitorizează periodic procesele care au loc în tine însăți. Nu-ți pierde spontaneitatea, ci restrânge-o din când în când. Te poți schimba dacă dorești cu adevărat. Rezultatul nu va întârzi mult. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mărșițări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.